Nu au fost coși sau ceva de genul, nu s-a făcut bombe pe ei. Bunurile le face tântica cu doamna Neguț, eu nu. Da, da. Da, da. Păi, microzima aș pe undeva pe la 30, cam așa. Da. Da, am înțeles. Și al doilea lucru, m-a sunat domnul Pârvu, cel care n-a tras cablul acela și n-a făcut legăturile, și a zis că, că ar vrea să-i achităm factura. Nu, centura nu, n-am montat-o pentru că a rămas să discutăm cu domnul Dumitrache și cu dumnealui. Dumnealui a zis că ne ajută domnul Pârvu, dar a zis că trebuie să tragem, să facem noi șanțul. El... Da, am înțeles. O să-i pun să-l facă și șanță. Da, am înțeles. Ei, cei de la electricitate care au montat cablul respectiv, au zis că trage până sus la ștender. Nu, nu. M-am uitat cam ciudat așa, dar el știe de ce ar cam dori să-l pună așa, sus. Da, 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 da. Nu, nu. Păi, am făcut lichidul de parbriz, m-am ocupat de curățenia din față. Eu am mai vorbit și cu domnul Valentin și domnul Valentin îmi spunea că vine un ne trimite cisternă și să pregătim și returul. Noi astăzi am terminat returul. Nu, am rezolvat cât de cât. La Logan i-am făcut taxa de drum și la Fordul Transit tot așa i-a expirat tot așa taxa de drum. Și i-am făcut doar pentru 60 de zile, pentru că n-am avut bani în casă.
Că e vreo 4-5 milioane pe tot anul și speram să, adică am făcut cât să putem să ne mișcăm, ca să, după care să, când veniți dumneavoastră, să putem să... $100 sau ceva de genul, 100-150 de lei. Pe undeva pe la 400, 480 sau 458 de lei. Păi am zis că să nu folosesc toți banii odată și să vă aștept pe dumneavoastră să discutăm atunci cum putem să rezolvăm. Plus că mai trebuie să-i facem luna aceasta și revizia la motostivuitor. Nu, pe data de nouă expiră. Adică în luna nouă expiră cum ar veni ITP-ul. Da. Nu autorizația, revizia lui. În luna nouă expiră. Păi să-i schimbăm măcar filtrele și uleiul. Și să mai uite, nu știu, pe la Bux și pe la... Funcționează mult mai puțin față de când, de cât lucra când era încărcarea cu Valentin. Păi da, dar cum să nu vină vreun control de la ISCIR sau altceva și să ne lase fără... Da, eu v-am anunțat ca să știți despre ce este. Da, da. Da. Am dat comandă de 4 siguranțe, rezistențe. La firma de unde cumpăram nichelină și aceasta, dar văd că nu, nici ei nu răspunde. Îi sun, îmi spune da, da și mă duce cu preșul, adică nu vor. Mihaela e în concediu și a luat fără plată și s-a dus la mare sau ceva de genul, care are un bilet săptămâna aceasta. Da, nu știu, eu nu sunt de acord cu ce face fata aceasta, adică vine de luni până joi, după care are probleme cu tata, după ce are probleme cu tata se duce în concediu, după ce pleacă în concediu iar mai vine un timp că are examenul la nu știu ce... pe resurse umane, termină cu resursele umane, iarăși a concediu. Da, da, da. Da, da. Da, nu știu, adică vine săptămâna viitoare. Da, 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 da. Da, este. Tănțica este, Madalina este. Da. Da. Aha. Am înțeles, Da, da, ok. Trece.